Regele a murit. Trăiască regele! Sau așa se spunea în Franța secolului XIV. Dragi mitologi, astăzi vorbim de o știre tristă. E vorba de moartea actorului american Chadwick Boseman, cel care l-a interpretat pe supereroul Marvel, Black Panther, în filmul din 2018. Actorul a murit la vârsta de 42 de ani de cancer la colon. Iar astăzi vom încerca să vedem și care este viitorul filmelor Marvel. Dar cu mult înainte de a deveni cunoscut drept Pantera Neagră, Boseman a interpretat rolurile lui Jackie Robinson în filmul 42, unde este primul jucător de baseball de origine afroamericană care intră în Liga Mare, și rolul lui James Brown în filmul Get On Up. Însă Boseman și-a făcut debutul în universul Marvel și mai apoi în lumea întreagă abia în 2018, cu succesul răsunător numit Black Panther, încasări de peste 1,3 miliarde de dolari, primul lungmetraj cu supereroi nominalizat la categoria cel mai bun film a premiilor Oscar. Black Panther a devenit așadar primul film cu un supererou din benzi desenate de origine afroamericană care s-a văzut în întreaga lume. Iar Boseman a mai revenit în același rol de Panteră Neagră și în alte filme din universul Marvel, Captain America, Civil War, Avengers, Infinity War și Avengers Endgame. Însă moartea supereroului va schimba cu adevărat și scenariul noilor filme Marvel, mai ales că avem câteva detalii interesante și zvonuri care spun că sora acestuia din film, numită Shuri, va prelua rolul și mantia Panterei Negre. În plus, este foarte posibil să-l revedem și pe Killmonger, adică dușmanul Panterei Negre, eroul negativ care ar fi putut să trăiască totuși în tărâmul lui Bast, dacă vă aduceți aminte filmul, pentru că în Wakanda nu am înțeles prea mult cum stă treaba cu viața de apoi și cu învierea. Iar benzile desenate Black Panther, din care se inspiră filmele, nu duc deloc lipsă de antieroi și răufăcători. Iar unul dintre aceste personaje, cel puțin ciudat, dar cel mai probabil să apară în noul film, este Namor Submarinul, conducătorul Atlantidei. Acest ticălos este unul dintre cele mai puternice personaje ale universului Marvel, seamănă oarecum cu Aquaman, dar îl diferențiază foarte mult tragediile personale și ura față de omenire la pachet cu dorința de răzbunare. Un alt pretendent, mai puțin probabil însă, la titlul de erou negativ în noul film Black Panther ar putea fi Dr. Doom, pentru că Atlantida nu este singura națiune din universul Marvel cu care Wakanda ar putea intra în conflict. Și în continuarea Black Panther 2 ar fi interesant să aflăm mai multe despre istoria Wakandei, despre primii ei regi, despre strămoșii Black Panther. Pentru că dacă veți revedea filmul, primul, vor apărea detalii destul de interesante. Să ne amintim că într-o scenă de la mijlocul genericului, T'Challa apare în fața Organizației Națiunilor Unite pentru a dezvălui adevărata natură avansată a Wakandei. Ce se va întâmpla de aici încolo? Într-o altă scenă, după credite, Shuri, sora a Panterei Negre, îl ajută pe Bucky Barnes cu recuperarea lui medicală. La final, lăsând toate astea la o parte, data de lansare confirmată a noului film Black Panther 2 rămâne 6 mai 2022. Până atunci însă, rămâneți alături de noi cu știri și informații despre ultimile filme Marvel, precum Blade, Black Widow, continuarea de la Thor, Love and Thunder, sau noul film Loki și The Falcon și Winter Soldier. Dacă v-a plăcut acest episod, like și subscribe paginii noastre Mitologica.